Luna octombrie se arată a fi una extrem de atractivă pentru iubitorii teatrului, dar și pentru slujitorii taliei din municipiul Devam. Astfel, pentru luna în curs, actorii de la Teatrul de Artă din Deva propun spectatorilor 4 reprezentații, cu o premieră, cu 2 piese deja de referință cu mare priză la public, dar și cu un spectacol atipic. Avem bucuria să vă invităm, dragi prieteni, la tot ceea ce înseamnă o lună octombrie plină de teatru. Mai exact, în data de 8 octombrie, la ora 19, spectacolul cu care am deschis, practic, această stagiune, Duelul pianiștilor de Mirel Traloș în regia lui Sandu Grecu. Apoi, o premieră pentru tinerii, în primul rând, dar nu numai pentru ei, în data de 10 octombrie, la ora 10, Dragostea celor trei melarance, în regia lui Marian Stan. 12 octombrie, din nou la sediu, vă puteți reîntâlni cu Oscar și Tanti Roz în regia lui Mihai Panaitescu. Sfârșitul lunii, 30 octombrie, Istoria de un amor, un spectacol de o factură un pic mai aparte, despre care vom avea timp să mai vorbim în perioada următoare. În cursul lunii octombrie, artiștii de la Teatrul de Artă din Deva nu vor evolua doar acasă, ci vor avea reprezentații și în deplasare, una dintre acestea fiind chiar peste hotare, cu o piesă de rezistență din repertoriul instituției culturale din reședința de județ, respectiv Oscar și Tanti Roz. Mai există și niște deplasări cu Oscar și Tanti Roz în data de 14 octombrie la Petroșani și apoi deplasarea la Chișinău la un festival organizat de Teatrul Național Satiricus Ion Luca Caragiale. Dacă bine știu, în data de 18 se va juca în cadrul acestui festival spectacolul nostru Oscar și Tanti Roz. Respectă-te, deci vino la teatru! Iar veștile bune nu se opresc aici, existând posibilitatea ca după data de 20 octombrie, Teatrul de Artă din Deva să mai prezinte publicului încă o piesă.